Modernizarea drumurilor comunale și investiții în rețeaua de canalizare se numără printre proiectele principale pe care Primăria Remetea Chiorului le-a depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Investiții. Fondurile din partea statului sunt mai mult decât necesare pentru dezvoltarea comunei. Suntem foarte pregătiți pentru Programul Național de Investiții, Angel Saligny. Suntem pregătiți cu extindere canalizare în Comuna Remetea Chiorului. Am pregătit un proiect pe extindere canalizarea apelor uzate în Comuna Remetea Chiorului, unde o să fie extinderea localității Remetea Chiorului, localitatea Berchez și localitatea Berchezoaia. Dar la fel suntem pregătiți și pentru asfaltarea DC78 între localitatea Comuna Săcălășeni și DC76 Remetea Chiorului Posta și asfaltare să străzi de interes local în Comuna Remetea Chiorului, un număr de peste 12 km de drumuri. Conducerea primăriei dorește ca măcar unul dintre aceste proiecte să fie acceptate pentru finanțare. Odată aprobate proiectele, cel mai probabil și autoritățile locale vor trebui să aloce un anumit procent de cofinanțare. Sperăm și avem toată încrederea că cel puțin unul din aceste două proiecte, care sunt și destul de mari, să ne fie finanțat. Pentru că avem nevoie de infrastructură, guvernanții noștri trebuie să înțeleagă că avem nevoie și în mediul rural de canalizare, de drumuri, de rigole, de podețe, tocmai pentru a crea condiții foarte bune. Conform experiențelor anterioare, procentul de cofinanțare pe care trebuie să-l asigure autoritățile locale poate să varieze între 2% și 20% din valoarea proiectului. Edilul Călin Ovidiu Petrică a precizat că investiții de o asemenea amploare pot fi făcute de primării doar din surse externe nerambursabile.